Da. Aici ai marker ca sa poti sa scrii. Lăută fix 1, 2, 3, deci 1, 2, 3, da. Deci ăla o să fie pentru pe 1. Același lucru trebuie și pentru PD. Scot-o acum. Păi, nu are rost. Hai să pun și un o bulinuță aici ca să reprezinte okay. Pe 1. Ok, o să-mi opresc, folosesc pe 2 de cel cu bulimă, ca să-mi mai schimb ordine de aici. Ok, tu știi notarea. Întâi trebuie să deschizi două pompoane, care ești deschis. Deschis. Da, încă e congelat ăsta. Așa, țin-o așa că poți să iei. Dacă o țin clinat, ar trebui să poți să iei cei 0,3. Tuburile Eppendorf rămân pe plac. Da. N-ai de ce să le iei de-a. Ah, da, corect, trebuie doar să deschid capacul. Capacul portocaliu îl pui jos în cotă. Așa, da? Ca să fie mai ușor. Cu vârful acela îl arunci și iei alt vârf. O să... Sigur? Da, sigur. Și dacă nu ating... L-ai manicurat prea mult. Da, da, corect. Ăsta e bună, da? Da? Ok, deci dacă nu ating tubulețele, poți să-l folosesc ca da? Da. Mai întâi concentrațiile sau fac procese pentru o singură probă sau turn ambele probe și după aceea continui procesul? Nu crezi că ți-e mai clar? Cred că mai bine pun ambele și după aceea. Nu, de fapt mai direct termin procesul pentru una și după aceea. Okay. Din asta pun tot 0, nu? Da.
Sau vrei pieselința? Da, și l-am scos acum, da. Aceeași regulă, nu ating copul utilizat, da? Da. Polăsa căpăcelele deschise? Da. Cât lucrez probele acestea? 6, da. Sau în hotă sau le poți scoate de aici? Nu, mă le pot scoate, nu mai contează. Atât e suficient. Ok. Bun. Și pentru pe doi exact același lucru, da? Doar că schimbi proba.